Încet, încet, iarna se instalează în țară. De aceea, Salina Slănic a devenit foarte căutată, pentru că de aici se aprovizionează pentru dezăpezire drumarii din foarte multe zone. Aproximativ 100 de camioane din tot sud-estul țării așteaptă la porțile Salinei să poată fi încărcate cu sare, spre disperarea camionagilor care stau zile întregi până să plece mai departe. Conducerea Salinei spune că nu se poate lucra mai mult de două schimburi. Două zile jumate, trei. Și cum vă descurcați? Cum să mă descurc? Eu cel puțin am căldură pe asta și dorm la un coleg, îl aștept pe el să vină. Și de mâncat de pe aici, din zonă? Mezeluri, atât, care și astea sunt vaisteaua lor. Unde duceți sarea? La mărăcineri. Unde, în ce județ? La Buzău. De făcut data de 4 aici. Și cum vă descurcați? Mai greu. Anul trecut ați mai venit? Da. Și la fel a stat? Nu chiar așa. De două zile să mai. Și cum vă descurcați? Cum să stăm? Ne descurcăm cum putem. Mai bem un ceai, mai bem o cafea, mai mâncăm ceva, stăm la coadă, n-avem ceva. Dormiți în cabine? În cabine dormim. Cu căldură avem tot ce ne trebuie. Dar asta e, trebuie să ne facem serviciu. Stăm de două zile. Și cum e? Păi frig să nu dormim în cabine. Așa se întâmplă mereu la sare în perioada asta, nu? Problema e că nu, o să mai fie încă 203 de acum acolo. Să anunță zăpadă. Vreo 40 de ore. 40 de ore? Adică vreo 2 zile. 2 zile, da. Și unde mergeți? La autostrada 3. Angajații Salinei fac și ei ce pot pentru ca încărcătura cu sare să se facă mai rapid. Se stă inclusiv și după program. S-au mărit cererile. Înainte, dacă aveam circa 50 de camioane la poartă, acum avem peste 80 de camioane. Livrările merg într-un ritm normal, undeva între 1200 și 1300 de tone pe zi. Asta e capacitatea maximă a minei și zicem noi că facem față. Lucrați în două schimburi ca să faceți față? Lucrăm în schimburi normale, prelungite, mai prelungim acolo unde este cazul. Capacitatea maximă a Salinei Slănic este de a încărca 1800 de tone pe zi.